În cursul după amiezii de ieri, colegii mei din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Torocoi au identificat în zona de competență un cetățean afgan în urma schimbului de date și informații cu autoritățile de frontieră din Republica Ucraina. Cetățeanul se afla în stare de hipotermie, motiv pentru care colegii mei au sunat serviciul de ambulanță și l-au transportat la spital. În urma cercetărilor s-a constatat că bărbatul, în vârstă de aproximativ 21 de ani, a încercat să treacă ilegal frontiera de stat cu scopul de a obține un loc de muncă în una din țările Uniunii Europene.